Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip aici pe canal. Eu sunt Swift, iar astăzi să vă prezint 10 neiduri sau tricuri de care probabil nu ai auzit sau nu le foloseai în timpul meciului de CS. Așa că nu uita să zdrobești acolo butonul de like și de subscribe dacă ești nou. Să mă ajut și pe mine să ajung la 700, pentru că în momentul filmării am 693 și n-ar fi rău să te abonești tu acolo dacă îți place ce fac, să mă ajut pe mine să ajung la 700. Ar fi o realizare de a mea, așa că dacă vrei să mă ajuți, un like și un subscribe și un coment dacă vrei să mai fac genul ăsta de videoclipuri și pe ce altă hartă sau ce alt tip de videoclip. Așa că hai să lăsăm vorbăria și să trecem la videoclipul propriu zis. Avem un flash destul de bun, părerea mea. Veniți aici în colțul din partea asta, puneți flash-ul, vă uitați pentru pata maro de pe perete și când sunteți gata puteți să dați drumul la flash și puteți da pic în același timp, pentru că nu vă poate da flash deoarece aveți un perete destul de gros în fața voastră, dar toți ceilalți din rampă și din CT o să ia flash-ul acesta. Puteți vedea și voi că aici pică flash-ul. Dacă mergem chiar din poziția celui care stă în side, chiar și el poate lua flash oriunde s-ar afla. Bun, al noilea trick, să zicem că ești undeva în palat și te grăbești foarte repede să intri în site, dar nu vrei să pierzi bomba, așa că vrei să o arunci, dar fără să faci gălăgie. Ei bine, poți să faci asta aruncând bomba sau arma pe canapea și în acest fel nu vei face deloc gălăgie. Ați putut și voi observa că n-a făcut deloc gălăgie, vă mai arăt încă o dată. Deci vedeți, nu face absolut gălăgie, chestia asta funcționează 100%, dacă nu vrei să te audă cei din CT, efectiv o arunci pe canapea. Bun, pentru pasul 8 trebuie să te duci undeva în colțul acesta, vă uitați în mijlocul lemnului și când sunteți gata, săriți. Smoke-ul se va duce și va cădea fix în shortul din site-ul B, iar acest smoke se poate folosi în cazul în care cineva din site are nevoie de ajutor și are o sniper pe short sau ceva, îi puteți da un mic ajutor cu smoke-ul acesta. Următorul truc l-am văzut la niște pro playeri care au făcut în felul următor și au făcut boost ca să cadă pe lemnele acestea și uite așa poți să vezi short-ul foarte bine în timp ce adversarul nu o să te vadă mai deloc. Adică dacă e aici și face picuri din acestea nu o să te vadă mai deloc. Chestia asta e bună și chiar dacă o să fii rașat din apartamente, poți să te dai în spate la lăzile astea și să faci niște picuri în timp ce cel din apartamente o să fie destul de greu să te nimerească. Vedeți că nu poate trece prin cutii, nu poate trece prin cutii. Bun, băieți, încă un trick cu un flash. Dacă vreți să dați flash pe rampă din cauza că sunteți efectiv asediat aici, nu puteți scăpa, fixați pe colțul acesta, săriți și puteți da pic odată cu flash-ul, pentru că voi nu vă luați flash și puteți să-i bateți pe cei din rampă foarte ușor. Dacă tot am făcut trucul cu flash-ul, de ce nu putem face un truc și pentru palat? Știți bine că în palat, dacă veniți aici, vedeți că are mica îndoitură de genul cu care puteți da nade-uri în palat sau ceva de genul. Dar puteți da acum, cu ajutorul acestei chestii, un nade în palat foarte simplu. Vă uitați la linia aceasta, săriți și vedeți că grenada merge fix în palat, iar dacă cineva stătea aici, o să iei un damage destul de mare, să zic așa, dar să nu mai zicem de cei care o iau fix în gură. Bun, băieți, acum o să vă arăt un molotov extraordinar de bun pentru site B când sunteți la CT. Vă uitați pentru această pată albastră, dați un pic mai la dreapta, puțin mai jos, undeva la sfârșitul ramei ușii, mergeți un pic mai în față, dați throw, iar molotovul mi-ar merge fix aici. Iar sigur cei de la Tero, dacă erau în zonă, s-au pus pe dulapul ăla de acolo, așa că repede, după ce dați molotovul, veniți aici și spamați acolo, pentru că sigur se ascunde cineva aici după molotovul acela. Bun, acum avem un flash pentru a intra în connector. Să zicem că veniți din under și vreți să intrați în A pentru că B-ul este asediat de cei de la CT și vreți să intrați fără a lua damage sau ceva de genul. Puteți da flash-ul ăsta de aici care intră direct la ei aici și cei care se uitau pe connector sigur vor lua flash-ul ăsta, pentru că nu prea ai timp de reacție și să te întorci pentru că vezi flash-ul, nu prea ai timp de reacție. Sau dacă vreți, bineînțeles, puteți să-l dați și din partea cealaltă, adică din partea asta. Și pică mai ceva, pică exact în colțul ăsta, exact acolo, aici nu mai e cum să spui că ai viteză de reacție, e imposibil, trebuie să fii zeu să poți să ferești acest flash, să zicem așa.
Încă o schemă foarte bună de miraj aici pe CT, în B-Site, avem aici în kitchen, locul ăsta unde puteți arunca un smoke și o să vă arăt imediat cât de OP îi. Dați aici smoke-ul ca să intre acolo să se blocheze, intră smoke-ul și de aici puteți să-i țineți pe cei care vin din A sau pușează ca să ia aul sau ceva. Și o să vedeți că acum vă arăt din partea lor cum se vede, nu puteți să-l vedeți pe cel care este acolo, mai ales dacă veniți în grabă sau așa, dacă veniți spre geam direct o să vă iei automat ăla. Bun, deci vă mai arăt odată să vedeți cum îi, băgați smoke-ul acolo. Stați aici, care vine, las bavardii, dar să fii sigur că l-o omorâți, că dacă nu o să vă știe poziția și aia au fost cu smoke-ul. Vă mai arăt o dată cum se vede din poziția lor. Poate de aici când intră, dacă sunt un pic atenți, te văd acolo, dar dacă vin în grabă, știi, să intre direct, că bomba nu știu, explodează, nu te văd aici. Îi poți lua din surprindere foarte bine, mai ales dacă ai un snipe sau ceva, îi bavardești extraordinar de bine. Bun, băieți, ultimul trick pe ziua de astăzi. Poate că știți și voi smoke-ul de pe jungle. Să zicem că vreți să intrați pe A, vreți să dați jara și sigur vă campează unul cu sniperul acolo cu un AVP sau ceva. Vă puneți efectiv aici unde vedeți linia asta de aici, vă uitați, vă întoarceți ușor și vedeți formațiunea asta, bana cum se zic. Dați efectiv cam undeva pe aici și dați drumul la smoke. Smoke-ul va mere, va cădea pe scări, se va lovi de acest perete și va cădea fix în jungle. Dar cel care stătea în jungle cu snipe-ul de aici nu mai are cum să vadă nici măcar pe cel din palat, nu mai poate să vadă absolut pe nimeni. I-a luat toată vizibilitatea. Deci cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like și un subscribe dacă sunteți noi. Și bineînțeles, să scrieți în comentarii dacă v-a ajutat și dacă mai vreți să vedeți episoade de genul pe viitor. Eu am fost Swift și până data viitoare, pa, pa.